a mișcat singur un vagon de tren, un vapor și un avion. Iar azi, forțosul Radu Valahu ne arată altă față. Cât de talentat e la dans ne demonstrează azi la Teo, sub ochii soției lui, care, dacă nu știați, e și ea pasionată de Skanderberg. Dai să sunt un dobitoc. Sub generiu, genericul râs ca proasta în târg când vin de oale, îți prezint un bărbat adevărat, mă, care a tras lumea după el, mă. Nu a tras ca tine două emisiuni în aceeași zi. Știi ce zic? Radu Valahu, când pune... Azi știi că e mai greu să tragi prostia după tine, uite-te la mine. Știi cât am cărat la ea? Lasă-mă, că și eu la fel. Radu Valahu este puternic, dar romantic. Adică? Și asta. Doar că el, Radu, se pupă acum doar cu soția lui, Roxana. Maestre! O strângere bărbătească! Hai să-o întindem sora mea, că nu e bine! Au trecut două minute și n-am rupt nimic! Înțelegi ce zic? De obicei intru prin pereți. Acum am zis să-mi fac o intrare omenească. Diferența între mine și... Bursuc? Elefant. Ah, pardon. Da, nu, bursuc. Da. Elefant, bursuc. Sunt 100 de kg, diferență. Am auzit că e 0,1 tone, ți-au de asta, nu? Da. Așa se spune, da. Aveam și o greutate ta în clasa 5-a. Mult înainte. Mă, bărbații, ce că... Bărbații, nu, scuzați-ne, că stăm cu spatele. Le-am văzut în negru. Negru subțiază, de asta nu se fac prezervative negre. Da. Și că bărbații nu țin foarte mult la kilograme, țin la centimetri, știți ce zic, nu? Da, da. Hai să stăm jos. Doamne ajută. Să ne salutăm ca indieni. Stop. Nu, că tu ții la caterincă, nu. Nu instrumentul muzical. Radu. Lasă-mă să bag cuba cu tine, ca indieni. Nu. M-a așteptat la o palmă. Bă, cum palmă, mă, da, am mâna mare, e adevărat. N-am bani de bani. Acum mi-l lași mie puțin pe bursucă. Aolo. Părând așa, el m-a făcut elefant și acum una, două, nu că era doar vorba de centimetri, nu de trompă, deci... Ana, ceva pentru cheia fericirii lui Teo. Ieri ai făcut o promisiune, săraca ți-a dat de la ea putere, și inelul, și tot, și insulă, și piatră. Ce crezi? Te ajut să mergi mai departe, dar te rog să-l desfaci. Deschide, nu. Deci dacă și acum vei spune că nu ai... Deci grijă. Habar nu am. Te rog frumos. Păi nici n-ai cum să ai habar, că... Bă, să nu fie... Te rog frumos. Nu, nu, nu. Te rog frumos. Nu e nimic, să mor. Nu mușcă, nu. Am vrut prima dată să facem un hamster. Mă, că e frumos. Păi da, mă gândesc să-mi fie vreun aici. Nu, 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 nu. Și ce dacă... Nu mare lucru. Că mai am, ora. Exact, exact. Atenție. E un diamant. E un diamant. Ascultă-mă ce spune. Sărăcio, și dacă e diamant, ce facem noi cu el? Prăpăditule, îl vindem și ne luăm ceva de mâncare, ce-i? Vreo trei vagone de mâncare. Da, uite-l, frate, cât se vede vagone. Că ai mai desfăcut. Desfă mai bine. Băi, nici nu știam. Spre insulă? Nu stau să mă uit, că sunt și eu să... Băi, incredibil. E un vapogaș. Cred că e un vapogaș. Corabia fericirii. Corabia fericirii. Doar voi doi aveți loc spre insulă. Spre insulă. Se servește cu lupă. Se servește cu lupă după micul dejun. Colega, să te văd romantic îți spun că o să dai la vâzle, de-o să ne doare în... De-o să ne doare în biceps. Hai să luăm patru locuri, că atâtea... Mulțumim mult de tot. Mulțumim frumos pentru cadou. Prima întrebare, bineînțeles că toată lumea... Cel mai greu care a stat pe canapeaua asta, nu? Trebuie să sărim un pic pe asta. Nu cred că am mai avut și a rezistat, știi? Pe sistemul... Da, da, canapeaua noastră rezistă, plus că e modulară. Dacă e ceva, no, stau și pe jos, băgăm altă bucată. Am învățat de la Festivalul Berii, de la niște prieteni, că în băutură e școala... Vieții. În judo, nu, în judo e școala... Căderii, în băutură e școala ridicării. Viața e scurtă, nu poți să o faci lungă, să o faci lată, într-adevăr, de școala vieții. Te apreciez și te iubesc, Teo.
Și tu, voi sunteți o echipă minunată. Nu, să zic, vorbești la plural. Eu nu sunt genul, bă, fraților. La plural, exact. Familia noastră, vă iubim. Mulțumim. Vă iubim că sunteți naturali. Și ne-am rugat, bă, pentru tine. Mi-a spus unora, băi, frate, nu mă impresionez, sincer. Eu nu, îți dai seama, când am vagoane în spate, greu mă las impresionat. Dar vă iubesc. De când v-am văzut, sunteți oameni de show, de emisiune, de live, de... Mulțumim mult de tot. Asta am și... Nu intrăm serios, că nu putem. Băi, sunteți, pe cuvânt. Ar fi cum să intrați voi serios. Chiar, e serios vreodată bărbatul ăsta al tău? Și când glumește, este când serios. Când sfori, serios. Deci nu mă... Am un sfori de... Îmi bat vecinii în calorifer. Mie mi-a plăcut cel mai mult la voi faptul că v-ați căsătorit civil, pentru că bani de chermeză din asta, cum face toată lumea, n-au avut. Dar da, actele la cununia civilă le-au semnat pe masă de Skanderberg. Da. Ca să da, fie de o treabă. Dar tu ce treabă ai cu Skanderbergul ăsta? Că tu ești cât o floare. Sincer, niciuna. Dar... Am înțeles că ești campioană totuși. Cum niciuna? Campioană națională. Păi că n-am nicio legătură cu... Băi, stai mă, păi, povestește! Stai așa să vă zic, că trebuie să... Așa. Tăiam lemne. Nu eu tăiam lemne, noi. Noi, doi. Tăiam lemne. Când se întâmpla? Da. Băi, și când am văzut că ia lemne, eu sunt stânga, și de-aia arăt cu stânga înainte. Întorce păcant lemn. Dită mai lemn. Bang! Și atunci am văzut, zic, băi, are talent. Potențial. Am zis, decât să mă bată pe mine să-și canalizeze energia, mai bine scandă, Bernene. Păi bune, deci are încheietura, trebuie tu să o testezi. Tu ai învățat-o? Nu, am furat. Tu ai furat. Chiar a furat, tehnică. Chiar a furat. Am furat tehnică, exact. Eram, cum e în presă, pe tocul, frumos aranjat, unghii. Am mers cu un prieten. Așa v-ați cunoscut? Nu. Ne-am cunoscut. Eu, în afară de jurnalist de investigații, în perioada aceea eram producătorul lui Dan Diaconescu. Da. Am voie să spun. Cum să nu? Și Radu a fost invitat de nașul nostru spiritual, aș putea spune, de domnul senator Marinescu. Da. A fost invitat de ziua recoltei. Și ați recoltat, nu v-ați lăsat. Și eu aveam o zi liberă atunci. Primăvară toți săranii seamănă. Da. Nu, eu am apărut de dată. Da. Iată-mă că pot să joc la fața scânsele, eram cam slab. La grămadă. Da. Și am apărut. Apare, dispare. Și atunci eu am șoptit la ureche. O, sole mio! S-a terminat treaba, îți dai seama. Dacă ai șoptit-o pe asta, exact, cred că ai rupt aparatul auditiv. Rupt toate aparatele. Și nu, dar bune, deci lasă-mă, mă, să continui. Că e, nu, da, emoțiile e romantic, au fost ale mele. Jur că scriu poezii, deci fii atent. Am vorbit, știi și tu? Chestia cu poeziile? Nu. Acum țin ăsta mai aproape de aproape, Muian. Da. Am înțeles. Vă scuze. Limba noastră e o comoară din adâncul revărsat. Cu cât știi mai multe limbi, cu atât te iubesc mai mult femeile. În fine, vorbim de limbi străine. Tu ai facultate de limbi. Da, mă iubesc toate femeile, da, disperate. Da, zis, băi, de când? Pe mine și pe Mărginanu. Atenție, cu vaporul să nu-l umplesc. Da, deci eu am lansat, Teo, vorba decât să ții femeia în palme. Cum am zis, mai bine o ții în palme. Ceea ce mi-a și demonstrat în direct. Când am cunoscut? Când ai ridicat într-o singură mână. Da. Eu a trebuit să duc un tort în platou, pentru că era ziua cuiva, Sfântul Dumitru era atunci, și domnul Marinescu a zis, și acum Radu Valahu și va arăta forța lui. O să o ia pe producătoarea noastră, pe Roxana Fram, și... va ridica. Bineînțeles, am crezut că e glumă. Bineînțeles. A crezut că e glumă când era sus. Și m-a luat în mamă, ce mișto e platoul ăsta, așa. Mi-a spus să nu-ți fie frică. În momentul ăla, imaginează-ți cum e să fii într-o palmă, deținută într-o palmă undeva sus. Mama mea. Să vezi, omuleții, mă gândeam, o să mă omoare domnul Diaconescu, îi rup decorul. O să rup tortul, o să dărâm absolut tot. M-am nenorocit. Mă întreabă, am un prieten cu Macarau, vreau să mă ridici și nu mai puteam să plec de acolo pentru că tremuram toată. Și așa, o să aveți ce povesti nepoților voștri. Au fost foarte multe, au fost foarte multe. Zic că ai microfonul cu vibrații la tine, de ce tremuri? Da, eu tremuram. Auzi, da, Fian, da, deci am ridicat-o în palmă. Da, mă țin în palmă.
lumea. Când, mă, eu când vin undeva, lasă-mă o secundă, Teo, că-mi pierd ideea, că noi suntem sportivi. Când vin undeva, toți vor, băi, să facă balahoc, chestii de forță, frate. Băi, să facă... Fiși cu 40 de kilograme. Rupe ceva, fă ceva, ridică, demonstrează-ne o chestie mișto. Fă-ne ceva spectacol. Vrei să mut sediu mai aproape în zona 0? Nu, nu, e ok, e ok. Bun. Băi, am pățit-o, crede-m, eram în Ardeal. Și mi-a zis unul, frate meu, nu. Valahie, Valahie, te rog, ridică-l pe prietenul meu, pe fratele meu, nu știu. Era o familie de la 120 în sus. Zic, băi, dacă ridic 50 de kg, diferența între noi e chiar 100 de kg, în cap, fără picioare, am ridicat, zic, mă, încerc cu două mâini, pac, am ridicat. Stăteam numai la un moment dat, simțeam că... Se aude, nu? Simțeam că mi se face, stai, mă, să-l pun în seama. Că nebunesc, înțeleg. Mi se aducea mâine. Nu te supăra, mă, frate meu, da? Nu, ăsta nu mere, oi. Îl dă sus. Stai că-l fac eu. El era deasupra mea, înțeleg. Eu ieșeam ca Stan și Bran. Din scenă, nu mai puteam, zic, măi, să nu zic că am obosit, că mă fac de râs. Zic, ca și cu halter atunci, știi, am povești. Băi, am povești de te enervează, deci nu, de acum zic o parte din ele. Înțelegi? Până la urmă am reușit să fac poză. Care era morala? El avea 200 de kg, frate. E greu chiar dacă... Dar nu m-am zis că producătoarea noastră vrea să te provocăm la ceva. Exact acum, timp pe ce... Bune. Da. Te duci și o ridici. Pe cine? Pe producătoare, într-o singură mână. Ia, Alinuț, acum o jocba. Producătoare. Ia să vină Alinuța. O ridicăm la înălțime. Și să o ridicăm într-o singură mânuță. Hai, lasă, până vine Alinuța, stai că îl provoc eu pe balacul la ceva. Da. Balacule, te-am văzut până acum, ai ridicat, ai dărâmat, exact. Ai rupt. Bă, dar de dansat niciodată. Deci vreau să te văd, cum dansezi tu salsa? Fii atent. Ce, nu că n-alunecam, dar bine vă pot. Stai mă, că vreau și eu, asta cu salsa. Mamă, unu-o, caută. Mi se zicea Michael Jackson. Dai, ho. Fii atent, făceam unu-o. Ia să dea, Alinuța. Auză, pe asta. Hai, dă-ne o salsa să vedem. Salsa. Fii atent. Stai, dacă e salsa, fii atent. Când mi-am intesc o piesă. Pensonio Parasito, Nopol de Ramas, Eme Pinta Lasmano, La Cara Rasul, Ive Provincia, Meteo Rapido, Meteo, Il Meicchio Volar, Rășele Finito, Volare, hai să dăm. Mâine, nu-i problemă. Ține microfonul. Haide. Volare. Oh, hop. Băi, să mă, se juri! Spune-le că sunt hetero! Spune-le că sunt hetero! Asta era salsa, mă, păpune! Nu te frică, mă lași și pe spate, lasă-i îndreaga! Nu te lași, să mă duie! Nu e problemă! Nu te întoarce cu spatele! De cum era așa, nu? Mamă, sunt gracios! Sunt gracios ca un elefant în călduri! Uite așa, lateral! Așa? Hap! Și 1, 2, 3, 5, 6, 7! 1, 2, 3, 5, 6, 7! O, doi, asta. Și ușor de aici, așa, asta îmi place mișcă. Că ești curat. Fii atent, balacule, mai am una pentru tine, valsele. Tot cu tine? Da. Tot cu tine? Vals, iată, față în față, așa, stă să ne vadă lumea. Scuze-mă că nu m-am dat cu râși. Poți deci, să iei de la mine, răducule. Fii atent, față în față, odată cu mine, Alina, Doamne ajută. Hai, dacă se supără pe mine, Alina, fii atent. În față, cu dreptul, în spate, cu stângul. Stângul. Drept. Bravo. Asta e! Băi, e tare! Stai! Nu cu mine, ia-o pe soție, ce ești nebun! Ia soție! M-am întărătat așa din prima, te-am văzut! Lasă și eu! Stai, mai este muzica! Asta e! Bravo, domnul! Și acum, lateral, 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 lateral. Și acum o trecem pe sumă de frumos. Bravo, și partea la altă bala. Pa! Asta e. Doamnelor și doamnelor, am scăpat cu viață. Mulțumim. Stai să dansezi și eu cu tine. Ia! Stai! Stai, mă, că nu sunt Buddha, ai nebunit! Oh, nu sunt Buddha. Dar poți deveni! Hai să ne așezăm o clipă! Nu, gata, mă, balacule, să stăm jos! Să mor dacă ne așezăm! Hai, mă! I'm lying, I'm dying! Hai, da, ia zi-mi! Fii atent! Tu mai propun... Lasă-mă că nu facem scandemerg, ai nebunit! E tot o provocare! Ia! Vrei scandemerg? Da!
Și-o dau pe soție. Au, stai. Deci, iară, tu m-ai provocat la dans. Da. M-am descurcat. Eu la 150 de kg, da, te provoc. Stai să țin. Nu, că ți-l să faci microfonul. Nu, eu, să nu obosești. Nu, nu, eu zic să-l să faci o rată. O ce? O rată. Adu-mă un cal. Eu fac primul, lasă-l, mă, după aia. Hai, da, mamă, râtule cum tu, că ai... Am la valiere. La valierele alea. Ok, Radu, eu propun altceva. Hai, ia, arată-mi că fac. Am eu o provocare pentru cursul. 1, 2, 3, hai. Da, nene. Hai, hai. Hai, mă, balacul, iei de aici și-o dai așa. Hop, hai. Hai, hai, hai. 1, 2, ia, ia. Ia, cu o singură mână. 3, 2. Ia de aici, bursucule. Două secunde. Sar pe Ștefan data viitoare. Cred că m-a confundat. Eu eram cu rata finalul cu altcineva. Dacă înțelegi. Zici de Mircea al meu. El făcea spagat corect. N-aveți scaune. Eu nu pot. Nu am neapărat pe scaune. Mircea al meu a făcut cu mine spagat. De două ori. Păi nu, dar el și face bine. Și capul tău a rămas că face spagatul pe două scaune. Nu pe două scaune. El face spagatul bine oriunde. Tu faci spagatul pe un singur scaun și la dimineața și odată. Da, și la moale. M-am ridicat. Mi-a plăcut atât de mult. Deci, bun. Hai să ne... Bravo, mănână! Dă la mama, dă la mama să te îmbrace. E mai bine așa. Te-ai crăcânat de râs. Normal că te-ai crăcânat de râs. Da, crăcânat de râs, exact. Atâta voiam să vă mai întreb. Când jucăm la cununia religioasă și dacă se va întâmpla, dacă aveți convingeri de genul ăsta, că trebuie în fața lui Dumnezeu să faceți cununirea... Categorii. Dumnezeu, exact. Ca orice om normal. La cap? Doar prin Dumnezeu face anumite lucruri. Tu ești normal la cap, înseamnă că sunt și eu. Nu, am glumit că nu sunt normal, dar cred în Dumnezeu. Acolo unde am mințit. O să o facem. Diseară, mâine seară, de câte ori ne prindem. Da, nu ne dorim să facem și cununia religioasă. Iar noi o să avem grijă să fim alături de voi, pentru că ne-am pregătit o echipă specială de filmare numai pentru Radu. Cu fata mă descurc. Nu s-au rupt. Noi vă mulțumim foarte mult pentru azi, pentru faptul că ne-ați învățat din sărâde din nou și neapărat venim la nuntă, pentru că altfel nu se poate. Mulțumim! Tu nu. Mă duc singură.